Salut și bine ați venit la un nou video în care voi răspunde la următoarea întrebare. Cât de stresantă este meseria asta? O întrebare foarte bună la care trebuie să răspund destul de cu greu. Dar hai să începem așa. Ce poate fi stresant la meseria asta? Ce e stresant, frate? Că te uși la volan, ții covrigul, dai stânga-dreapta, semnalizezi dacă semnalizezi, mai dai un flash dacă mai dai și aia e. Ce poate fi așa de stresant? Că nu înțeleg. Păi, e stresant cam așa. Te trezești dimineața, ai descărcare la ora 8, presupunem, da? Sau la ora 7, eu am la 7. Ia să văd, la 7 am. Luni la ora 7 descărcare. Ai descărcare la ora 7. Tu-ți faci calculul. Domnule, am de aici să merg 50 de kilometri până la destinație, până la descărcare. 50 de kilometri, punem undeva la o oră, da? O oră până la descărcare. Eu la cât pornesc programul? Pornesc la ora 6. Ei bine, înainte să ajung la descărcare cu vreo 20 de kilometri, prinzi o coloană foarte mare. Nu s-a așteptat nimeni la asta. Prinzi o coloană, stai jumătate de oră. Încă chiar e lejer jumătate de oră. Ajungi acolo la 7:30. Deja ai întârziat 30 de minute. Nu e că e mare lucru, că se întâmplă să întârzi și ore. Nu ai întârziat pentru că te-ai trezit târziu, ai întârziat pentru că a fost coloană. Dar deja cumva ai pierdut jumătate de oră din calcul. Îți dă, după descărcare, îți dă o încărcare, da? Ți-o dă la vreo 200 de kilometri. 200 de kilometri, faci o medie de 70 la oră, da? 200, 3 ore de conducere, te gândești așa în mare. 3 ore de conducere, în timp ce ai fost la descărcare, poate ai și mâncat, ai stat pe pauză, ți s-a resetat conducerea, da? Ca să faci economie, să mai salvezi din jumătate de oră ce ai pierdut-o în coloană, în ștau. Așa, pornești cu program întreg 3 ore. Posibil să mai nimerești un ștau și în loc de 3 ore să faci undeva la 5 ore. Dar ghiși ce? Nu poți să faci nici măcar 5 ore, că trebuie să mai faci 45 de minute pe drum, pauză. Și așa se transformă în 6 ore jumate toată treaba asta, da? Ajung la încărcare, îți dai seama că nu-i bună referința. Sau poate că ai ajuns prea târziu și nu te mai încarcă. Ce zice? Bă, așteaptă până iau pășa și dacă se ivește vreun loc liber, că tu ai avut încărcarea la ora, știu eu, la 12:01 și tu ai venit la 3. Ei, acum așteaptă să gat cu ăștia și poate te lași pe tine dacă nu te iau dimineață. Și tu stai acolo și numai nu te ia să te încarci și ora 5, ceasul și imediat o să închidă la firmă, da? Și pe tine încă nu te încarcă. Până într-un sfârșit când vine și zice, ok, hai. Între timp ai stat degeaba pe acolo, poate ai stat pe pauză, da? Între timp ai mai făcut, ți s-a resetat conducerea, deci poți să pleci iară cu program întreg. Ai condus 4 ore jumate sau cât ai condus, toată 5 ore și cu una jumate dimineața, 7 ore. Mai poți să conduci 3 ore, în bună regulă, să te duci până la terminal, să duci remorcă, adică în cazul în care, deci cum lucrez eu acum cu terminal, cu nu știu ce. Te duci, te încarcă, iei remorca, ce zici, bă, fug repede în terminal, că nu prea mai am program, da? Tu ai pornit programul la 6, la 5 te-a luat la încărcare, durează o oră jumate încărcarea, da? Până la 6 jumate, ai deja 12 ore jumate, cât mai e de program? 2 ore jumate de program. Ce zici? Bă, fug repede în terminal, că, na, cât am? Te uiți că ți-o dat terminal la, să zic, la 100 de kilometri. Te gândești, bă, 100 de kilometri, undeva la o oră jumate de conducere. Tu mai poți să conduci 2 ore jumate. Ok, o oră jumate fac până la terminal și de la terminal caut repede o parcare să mă parchez, că, na, nu prea mai am program. Te încarcă ea foarte fain. Te duci către terminal cu o oră jumate înainte de închiderea programului tău. Intri în terminal cu speranța că îți lași remorca. Acolo ce să vezi? Nu ai booking. Sau poate că din anumite, nu știu, probleme nu ți acceptă remorca respectivă. Poate nu-i place că nu e ok, închis o clemă. Sau poate e ruptă prelata dacă e prelată. Sau cine știe ce
porcării de astea se mai întâmplă și nu ți-o acceptă. Păi dai la dispecer mesaje sau telefoane, bă, vezi că nu știu ce, ăla până ia legătura cu nu știu unde, mai trece jumătate de oră, o oră, tu rămâi fără program, e stresul ăla, bă, o las, nu o las, ce fac, mă duc în parcare, stau aici, mai stau, dispecerul zice să mai stai, că imediat îți răspunde, tu vezi că timpul trece, nu-ți răspunde, te uiți din ce în ce mai des ce parcare ai putea să găsești tu, că e o oră și destul de târzie, unde mai găsești tu parcare și... Aici deja începe stresul. Bun, de luni. De luni începe stresul. Cel mai probabil nu o mai lași în seara aia. Da, ce zici? Bă, îmi bag picioarele, mă duc în parcare. Nu mă interesează, eu nu mai am program. Mă duc în parcare. Te duci în parcare și nu mai lași în seara aia. Te duci după ce ți iese. Ai mers la amplitudine de 15 ore, că nu te-ai încadrat în 13, clar. Faci pauză de 9 ore. Că degeaba faci mai mult, că oricum nu se ia în considerare, faci pauze 9 ore și te duci dimineața iară la terminal, după ce ți iese pauza. Te duci, lași remorca, să zicem că până dimineața s-au rezolvat problemele cu booking-ul, da? Dacă ai avut probleme cu booking sau cu ce s-au rezolvat, s-au rezolvat. Te duci, lași remorca, iei alta și te duci către descărcare, că de obicei cam așa se întâmplă. Dar faza că tu ai pierdut deja o oră degeaba. Tu trebuia să o fi schimbat de seara și să te duci, nu te duci aiurea în parcare oriunde, ci o luai pe asta la altă remorcă și te duceai către descărcare, adică mai făceai acolo un avans, mai recuperai timpul, nu știu ce. Dar tu nu, că tu n-ai putut să o lași seara, nu că e vina ta. Pur și simplu, astea sunt și lucruri care se întâmplă de obicei. No, te duci dimineața, iei altă remorcă, te duci către descărcare, o, neapărat că prin ștau, că de obicei ștaurile sunt lunea și vinerea mai dese. Da? O să le poți întâlni chiar și zilnic. Vinerea și lunea sunt un pic mai dese. Da? Un pic, adică, da, să zic, un 10% mai multă mașină pe stradă. Nu foarte wow. Marți, miercuri, joi, așa, e mai lejer. Deși, cum am zis, diferențele sunt foarte mici. Ok, te duci din marța, deja oarecum poate întârzi la descărcarea respectivă, că nu, tu ai trebuit să lași remorca, să te duci poate la alt terminal să iei altă remorcă și așa mai departe. Deci la descărcare deja ești un pic în întârziere, nu știu ce, descarci. Sau poate nici acolo nu descarci, poate nu ai actele la remorca pe care o iei tu, știi? Iei o remorcă și n-ai CMR-ul în ea, trebuie să faci tu CMR-ul. Când te duci să descarci, ea zic, bă, păi ce-mi dai mie ăsta? Mi-e între CMR-uri originale, nu-mi dai tu ăsta făcute de mână. Iar la dispatcher, bă, vezi că ăsta nu mă descarcă, ia trimite-i tu CMR-urile alea originale. No, și te felul, tu aștepți, că ești, aștepți. Și atunci iară e enervant, că pierzi vremea, știi? Acum, bineînțeles că sunt persoane la care le place să aștepți. Ce, bă, ok, aștept, hai că mă pun în pat și gata, mă trezești tu când e gata, știi? Dar sunt persoane ca mine care, dacă trebuie să aștepte, nu prea au răbdare. Eu, cel puțin, nu am răbdare să aștept. No. Păi, una e când îți zice, ok, așteaptă o oră și hai, și alta e când îți zice, lasă că te chemă, dă, Vartan, Vartan. Păi, bă, Vartan, zi o oră, două, ca să știu, nu mă tății aici în suspans, că să știu, mănânc, mă duc la baie, mă fac un duș, mă duc să-mi fac cumpărături, poate. Dar dacă tu îmi zici că nu știi, stau aici, stau aici. Na, și stresul cam din cauza asta vine. Plus că mai e o chestie, dacă trebuie să te duci să lași, cum am zis, terminalul și nu ai program, ești stresat, începi să-ți calculezi rutele, bă, mă duc acolo, după aia unde mă duc? Și începi să-ți calculezi oarecum și planul B, deși slabe șanse, că de obicei lumea nu-și calculează planul B, dar ar fi bine să-ți calculezi ca și șofer de o chestie, ca și șofer ar fi bine să-ți calculezi planul B. Domnule, mă duc acolo și fac aia, dar dacă, de exemplu, la terminal, dacă nu mi-accepte, unde mă duc? Ok, dacă nu, mă duc încolo. De exemplu, eu, ca să vin în parcarea asta, trebuia să fi venit ieri aici și să stau. Dar n-am venit ieri, că am venit azi. De ce? Pentru că am avut o problemă la terminal și a trebuit să stau pe acolo, pe lângă terminal. A fost o chestie ok, că, dar ce să faci? Te adaptezi. Cu cât ești mai ușor adaptabil, cu atât îți este mai ușor în meseria asta de șofer. Dacă știi germană și engleză, treaba e mult mai ușoară, dar stresul tot acolo e. Pentru că ai stres din cauza că du-te repede la încărcare, du-te cât mai aproape la descărcare, du-te, fă aia, du-te, fă aia altă, știi? Sau mai e un stres, în fața ta o să intre la conducere, mă refer.
în fața ta o să intre tot felul de, pe autostradă sau pe naționale. Intră de ăștia cu mașini mici. Deci ai impresia că s-a urât de viață și efectiv, hai că dacă o fi, o fi, dacă nu, nu. Știi? Și ți intră foarte mult de ăștia micuți în față și trebuie să fii foarte atent la ei ca să nu iei, să reduci din timp, să, no, să iei măsuri tu ca șofer, că de-aia ești șofer de camion, iei tu măsuri, lasă-l pe la întreaba lui, asta e, tu măcar să fii cerebral. Și asta e încă o sursă de stres, pentru că trebuie să fii atent în spate, în față, pe unde vine ăla, de exemplu vin de ăștia micuți pe bandă de accelerare, vine până acolo în față și în loc să intre și să accelereze, el vine și se pierde și îți frânează. Păi tu după aia trebuie să frânezi sau să treci pe banda alta, te uiți repede, dacă vine cineva, treci pe banda alta ca să iasă și ăla, că ăla în loc vine și te depășește și după aia stă acolo, nici nu se duce, nici nu, na, în fine. Și de aici tot felul de situații sau în giratorii. Vine câte un deștept pe lângă tine și se bagă în fața ta în girator. Păi bă, dacă lasă-mă să trec, că eu nu, mie nu mi-ajunge o bandă. La camion nu-ți ajunge o bandă, n-are cum. Numai dacă e sensul giratoriu foarte mare, știi? La un girator ăsta normal, mai mic, așa, n-ai cum să te încadrezi. Abia te încadrezi în tot giratoriu, dar păi e o bandă. Dacă e giratoriu mai mic. Dacă de la cu două benzi, cam două îți trebuie. Na, în fine. Și vin ăștia mici și se bagă acolo prin stânga, pe lângă tine și tu trebuie să blochezi. Ho, mă, lasă-l să ducă că mor pe el. Mai te uiți, mai, poate mai intră între timp și unul din dreapta. Deci, e un pic de stres. Tu trebuie, ca șofer profesionist, trebuie să, cumva, să îi lași pe ăștia să trăiască, să zic așa. Deci sunt destul de multe cazuri, mai ales când ești pe naționale. Sunt anumite zone în care unii șoferi de ăștia de mașină mică sunt cam săriți de pe fix, cum e la Mas Mechelen în Belgia. Deci acolo sunt niște sensuri giratorie în Belgia. Efectiv, de fiecare dată când mă duc, trebuie să găsească câte un deștept care să-mi intre în față. Dar acum experiența spune cuvântul și știu, bă, ăsta posibil să-mi intre în față și nu mai accelerez tare, știi? Accelerez așa ușor și văd, mă uit la el. Dacă mi intră în față, ok, du-te, hai, că știam că intri, puii mei. Cel mai probabil, adică 80% șanse să intre. Și las să intre, no, du-te, las, că mai stau eu un minut aici, ce vrei să fac? No, dar bineînțeles că dacă ești pe fugă, dacă ești, de exemplu, mă duc la Mas Mechelen, noi de obicei trebuie să alimentăm acolo. Și dacă eu mă duc să alimentez și după aia trebuie să-mi caut o parcare și sunt la limită de program sau așa, îți dai seama că n-am chef, frate, să stau chiar după oricare, că mi-intră la în față, frânez, că na, era grăbit. După aia, pe când să plec, din cauza stresului și a grabei, nu-l mai vezi pe altul care a venit și ăla să se bage, știi? A, păi deja îți pierzi răbdarea. Sau mai e câte unul care merge pe autostradă cu 60-70 la oră și te ține și tu ai depășirea interzisă, nu poți să-l depășești. Da, dar trebuie să stai în spatele lui. Îi dai accelerație că te tentează să-l depășești, îți dai seama. După aia te gândești, mă, că e depășirea interzisă, a, că mai las un pic, că mai las 5 km, știi? Sper că iese pe următoarea, știi? Vezi că nu iese, fai, nu a ieșit, ce să fac, să-l depășez, mai stau, iar te uiți, noi avem la camioane un radar și putem vedea cu cât merge cel din față. Dar aici iar te uiți 7-7, hai că o mai mărit-o. Și te velu. Și asta e culmea, pentru că, de exemplu, eu, se întâmplă uneori și destul de des, când văd că nu vine nimeni din spate, deci ăștia cu 70 și cu 60 sunt mașini mici, să ne înțelegem, ori microbuze, ori dube, ori mașini mici, mici, deci nu că unul cu un camion sau probleme cu avarii și așa, pur și simplu, adormiți pe stradă. Și stau, mă uit în oglindă, văd că nu vine nimeni, îi dau accelerare și dau să-l depășesc. Și așa se întâmplă destul de des. Că eu nu-l dau să-l depășesc cu intenția de efectiv să-l depășesc, ci pur și simplu cumva să-l atenționez. Bă, vezi că te depășesc eu cu camionul, adică fă ceva. Și partea bună că cei mai mulți, când mă văd, unii stau până lângă ei, știi, în drept cu ei. Și asta nu prea îmi convine. Dar alții când văd că am ieșit așa un pic în depășire pe bandă, alții deja, bum, îi dă pedală, știi? Și atunci, a, mersi, mă dau înapoi, oricum eu n-am vrut să-l depășesc, știi, că na. Dar alții stau efectiv până ajungi paralel, știi, și atunci abia aș dă seama, oh, că eu merg cu 60. No, astea cu viteze mici se întâmplă și pe Franța, se întâmplă și pe Belgia, se întâmplă și pe Germania. Pe Germania mai puțin. Pe Germania mai mult pe național. Ăștia, pe național, merg câte unul mai încet, dar, no, fine. De unde mai poate veni stresul?
Stresul poate veni și de la birouri. De exemplu, te duci la încărcare sau la descărcare, vorbești cu oamenii de acolo și ea te tratează, iar a venit ăsta, că nu-i de-a nostru, și te tratează destul de aiurea. Asta e probabil cea mai mare problemă a șoferilor, modul în care sunt tratați, nu neapărat a românilor, a lituanienilor, polonezi, bulgari, turci, tot felul de șoferi. Deci care nu-i de acăsii. Da, deci sunt multe surse de stres și de aici vine, că te gândești, bă, de unde mă, ce e cu atâta stres? Cât de stresantă este meseria? E destul de stresantă, nu? Tot timpul trebuie să fii cu calcule, da? Adică să te gândești, nu calcule, nu știu ce, să te gândești, bă, cât? Să-ți intre asta în cap. La 4 ore, 4 ore jumate, tu trebuie să faci pauza de 45 de minute. Cum ți-o faci, cum o împarți, cum ăsta, ca să fie bine. Să-ți dea ție bine ca șofer. Pentru că eu personal prefer să-mi calculez toate astea și să rămân o oră de program decât să fiu în fiecare zi cu 30 de minute de program sau 20 sau 10 minute de program în momentul în care mi-am oprit activitatea. Nu, să am program 6 ore. De exemplu, ieri am cât? De la 5 până la... De la 9 până la 18. Ce amplitudine aia? De la 9 la 18, vă dați seama. Ți le calculezi cât mai bine, te duci, bam, ai făcut tot ce trebuie și te-ai parcat. Da? Că până la urmă, eu am observat la mine la firmă, dacă fac lucrurile în 10 ore sau dacă le fac în 14 ore, tot aceeași chestie, o fac și mâine, adică nu îmi dă dublu mâine că da, ăsta a oprit la 10 ore, hai că îi dau mai mult, că înseamnă că pot. Nu înseamnă că pot, înseamnă că atâta așa se face. No, în fine. Bun, fraților, cam atât despre stres. E un videoclip un pic mai lung decât mă așteptam. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vă place ce fac aici, dați un like, subscribe și puteți să vă alăturați devenind membri. Mulțumesc pentru vizionare. O zi frumoasă, drumuri bune. Să ne vedem, să ne auzim cu bine. Salut!